Și avem o veste bună pentru fanii Simonei Halep. După o absență din circuit, tenismena s-a înscris la turneul WTA 1000 de la Cincinnati. Simona Halep se află pe tabloul principal al puternicului turneu din Statele Unite, la care românca a disputat două finale în carieră, ambele pierdute. 1 la 6, 0 la 6 cu Garbinie Muguruza în anul 2017 și 2 la 6 cu Kiki Bertens. Simona Halep nu a mai jucat niciun meci oficial din 12 mai, atunci când s-a accidentat serios în meciul cu Angelic Kerber în turul secund la Roma. Simona a suferit atunci o ruptură la gamba stângă, fapt pentru care a fost nevoită să se retragă de la Roland Garros, Wimbledon și de la Jocurile Olimpice.